Vrem mai mult timp în familie, asta își spuneau părinții și copiii înainte ca pandemia să închidă în case împreună. Izolarea a fost un test neașteptat și o lecție de răbdare și de acceptare. Iar după 2 luni în care au stat departe de prieteni, copiii visează și ei la ziua în care vor fi liberi. Mi-e dor să merg la școală normală, nu-mi place asta online. Și vă e dor de colegii voștri? Da! De profesori? Normal. Da. Ați vrea să vă întoarceți la școală? Da. Mai bine nu mă plângeam când aveam ocazia să stau la after și la școală. Și mi-am dat seama că de fapt e super chinuitor să faci ce îți spune părintele în fiecare zi. Diana are 7 ani, împliniți în ultima zi de libertate la mijloc de martie. De la început, ea a înțeles perfect ce se întâmplă în jurul ei și ce motiv a închis-o în casă atâta vreme și atât de brusc. Știu că stau în casă pentru că e coronavirus și e periculos pentru oameni. Supărată că ea a înțeles că ea se sacrifică, dar vecinii nu, a hotărât să-și facă dreptate și să dea în același timp un exemplu adulților care încălcau regulile. Când vedeam un om că trece pe stradă, porneam pușca ca să plece în casă, să nu mai stea afară. Cea mai mare frustrare pe care a simțit-o Diana a fost aceea că mama și tata nu au răspuns prezent la fiecare invitație a ei de a se juca oră de oră. E o problemă cu care s-au confruntat majoritatea familiilor, spune Otilia Manteler, specialist în parenting. Cum să împarți corect timpul de serviciu, de grijă casei, de joacă, de îmbrățișare a propriilor copii. Atunci când copiii noștri ne văd acasă, ei au o așteptare implicită că dacă noi stăm acasă, avem timp de ei. Și atunci, asta a fost cumva provocarea pentru majoritatea părinților. Și uneori asta a dus la conflicte. Este o perioadă foarte grea care aduce la suprafață greu din noi. Odată am pictat eu pe perete tablou familiei, dar că tata a văzut că am murdărit din greșeală și parchetul și mi-a spus că dacă nu pot să curăț tot parchetul, o să-mi iau toți banii și o să ia alt parchet. Și asta m-a făcut atât de tare să mă supăr încât am făcut o furie cădere nervoasă și supărată și m-am închis în camera mea. Așa au învățat în această perioadă copiii despre părinți, părinții despre copii. Au ajuns să se înțeleagă unii pe alții, să fie martori mai conștienți ai momentelor de bucurie, dar și de cădere. Mie mi se pare că noi ne-am întors în perioada asta un pic la bază, la cei care am trăit înainte de Revoluție cu puțin și apreciam mult mai mult lucrurile naturale și timpul de stat împreună. Un timp de care copiii își vor aminti cândva ca de o vacanță în vremea pandemiei.